Bună ziua, stimați prieteni! Suntem la cea de 174 ediții de analize economice, un proiect comun IDIS Viitorul și Previesc Eu. Astăzi vreau să vorbim despre creditele de consum. Nu că n-am mai vorbit la tema dată, am vorbit, dar, să zicem așa, vom avea și vreo doi indicatori noi, care până acum nu i-am utilizat, dar aici se întâmplă un lucru foarte interesant. Deci la noi, după ce am avut o constrângere a Politicii Băncii Naționale și când s-a descurajat consumul, inclusiv prin creditare, acum ne revenim, dobânzele scad și cetățenii noștri în veselie iau credite. Încă o dată repet, cetățenii Republicii Moldova iau de la bănci trei tipuri de credit, credit de consum, credit ipotecar și credit pentru afacere. La credit pentru afacere noi suntem mai slăbuți. În afară de bănci, cetățenii noștri sunt împrumutați de la companii de microfinanțare, de la asociații de economie și împrumuturi și în prezent mai este așa posibilitate ca omul să se împrumute direct de la vânzător, deci când cumpără în magazin. De aceea, cifrele care le dăm noi astăzi, vorbim doar de sistemul bancar, care nu acoperă microfinanțarea, nu acoperă asociația de economie și împrumuturi și nu reflectă și împrumuturile care omul ia atunci când face o procurare la magazin, când îl creditează vânzătorul. Dar și așa, situația este una foarte interesantă. Am considerat să revin la acest subiect din simplu motiv că în trimestrul 3 noi am avut luate 59.000 de credite. Ce e aceasta? Da, recordul a fost în trimestrul trecut, deci în jumătate de an noi am reușit să luăm 110.000, aproape 111.000 de credite. Anul acesta îl terminăm ușor, ușor, peste 200.000 de credite luate. Deja avem în valoare anuală 186.000 de credite. Observați, recordul din 2021-2022 a fost bătut cu succes, deci cetățenii noștri foarte, foarte activ să duc să împrumute. Când împrumută oamenii noștri bani, da, e greu să analizezi perioada de criză, că atunci, evident, datele puțin se schimbă, dar am luat o dinamică de 15 ani, după mine este foarte clar, și dacă observați, în luna ianuarie, februarie se împrumută mai puțin, iunie, iulie, august, septembrie, unde suntem noi, trimestrul 3, avem cea mai mare, astea sunt lunile din împrumut. Dar, după cum vă spun, anul să-l terminăm în veselie din simplu motiv că luna decembrie vine tot când oamenii se împrumută foarte mult. Observați, cele mai mari credite sunt poate în 5 luni ale anului, lunile de vară și luna decembrie. În primele luni ale anului, cetățenii noștri după sărbători, cumva nu prea se aventurează în credite. Deci 60.000 de credite, asta este foarte mult, dar câte asta în sumă? Dacă ne uităm atent, în trimestrul 3, cetățenii noștri au reușit să împrumute cu 4 miliarde de lei. Deci, comparativ cu perioada din 2022, când am ajuns la 1,4 miliarde, avem o creștere de 2,5 ori, de fapt de 3 ori. Deci, practic, cetățenii noștri acum se creditează de 3 ori mai mult ca volum de bani decât acum 2 ani de zile. Deci, observați, noi am ajuns volumul de credite în valoare anuală 12 miliarde și 5, terminăm anul ăsta, cred că cu împrumuturi luate de vreo cel puțin 14 miliarde de lei. Recordul în 2022 a fost de 10 miliarde de lei, deci avem o creștere de 40% față de recordul precedent, iar față de anul 2023, când am ajuns la 9,5 miliarde, deci vom avea o creștere cu 50%. Deci în anul acesta, cetățenii noștri au o creștere din împrumuturi cu 50%. Deci este ceva care nu a mai fost. Aceasta, printre alte, nu e nici de rău, nici de bine. De fapt, arată de o ușoară înviorare. Oamenii încep a recăpăta încrederea. Mă aduceți aminte, de multe ori spuneam, când oamenii vor uita acest șoc al prețurilor care l-am avut, această criză din 2021-2022-2023, și întotdeauna răspundeam în felul următor. Deja după ce nu mai ai o creștere de prețuri, deja când oamenii încep a uita că au fost cândva prețurile mici, oamenii se adaptează la noile circumstanțe, deja se adaptează, rata dobânzii scade și oamenii încet, încet își revin la consumul lor ordinar și observați, anul 2024 este cu, eu îmi permit să spun, o explozie a creditelor de consum, deci oamenii revin la ritmul lor normal, oamenii încep a avea încredere că situația cât de cât este bună, haideți consuma. Aici v-am dat în dinamică, în 2008 am avut 2,8 miliarde de lei, credite contractate apoi au scăzut la 1 miliard și astăzi, acum avem 12,35 în ultimele 12 luni, la sfârșitul anului cred că vom avea ușor peste 14 miliarde de lei, deci este o creștere pur și simplu impresionantă, 14 miliarde de lei într-un singur an.
Deci noi știm cât cheltuie cetățenii noștri, noi știm când s-au împrumutat ei, din cheltuielile cetățenilor noștri am exclus mâncarea și băutura. Deci am luat toate celelalte cheltuieli, inclusiv pentru sănătate, pentru odihnă, pentru restaurante, pentru călătorii psihotare, tot. Noi știm, am luat datele oficiale, cheltuielile reale ale cetățenilor noștri sunt mai mari, dar am luat datele oficiale ale Biroului Național de Statistică, cheltuielile pe persoană, știm câte persoane suntem în țară. Dacă observați, în 2015, din toate cheltuielilor oamenilor, 6% erau acoperite cu împrumuturi. Restul omul plătea banul lui. 2021, știți atunci când a fost nebunie aceea împrumuturilor, fiecare a 5 lei cheltuit era de fapt în împrumut, apoi a scăzut până la 10%, aproape de două ori. În acest an, chiar dacă luăm cel mai mare volum de credite, totuși ținând cont că oamenii au mai mulți bani, deci banii sau de prea, nu sunt mai bogați, dar au mulți bani, în acest an aproximativ 15% din toate cheltuielile de consum ale populației, încă o dată repet, fără băutură și mâncare, este acoperită din împrumuturi. Știind câte împrumuturi s-au luat, știind care este valoarea lui, știind care este suma totală, noi putem calcula că în trimestrul 3 valoarea medie a unui împrumut este de 67.000 de lei. Asta înseamnă că oamenii procură diferite bunuri de astea casnice cu valoare înaltă, adică scumpe, nu cumpără lucruri mărunte, se cumpără și lucruri mici, dar în general de la bănci se iau împrumuturi mari. Chiar dacă noi am luat 60.000 de împrumuturi, chiar dacă am luat 14, vom lua 14 miliarde de lei până ce avem 12,5, dar la sfârșitul anului vom avea 14 miliarde de lei, întrebarea mea este o problemă sau nu acest împrumut? Poate să ne uităm. Deci dacă ne uităm atent, presiunea creditelor consum, ce am luat eu? Câte luni trebuie să lucreze un cetățean ca să întoarcă un credit mediu? Deci salarii medii la credite medii. Dacă observați, în 2015 trebuia 14 luni, adică un an și ceva. Acum, din simplu motiv că salariul crește, că valoarea creditului rămâne plus minus aceea, în prezent trebuiește cam 5,7, adică de două ori și ceva mai puțin presiunea pe bugetul familiei, adică era în 2015. Deci creditele se iau mai ușor, din simplu motiv că veniturile care le au populația destul de ușor le permite să acopere acest credit. Și fiți atenți! Noi avem o creștere cu 50% în condiția când dobânda încă nu a revenit la ceea ce a fost. Uitați-vă, dobânda am avut la 15,5%, am scăzut în 2021 până la 4,6%, bani pe gratis, apoi înăsprirea politicii monetare și descurajarea împrumuturilor până la 16,4% a crescut dobânda, a scăzut brusc, apoi s-a încetinit și acum iarăși crește destul de leger. Eu cred că noi sfârșim anul cu o dobândă sub 10% trimestrial. Deci dobândă anuală, dar medie trimestrială. Deci noi deja avem sub 10%, dar medie trimestrială va fi sub 10% în acest an. Deci altfel spus, noi încet, încet ne apropiem de nivelul anului 2021, dar mai avem. Și noi avem această mai multe credite. Dar să nu uităm că la o dobândă când e destul de ridicată. Deci oamenii iau credite, dar mă întorc și banii înapoi. Deci ei trebuie următorul indicator care interesează, care este soldul creditelor sau care este datoria curentă a cetățenilor noștri față de bănci. Încă o dată, repet, vorbim doar la bănci. În 2000 era la nivel de 100 de milioane de lei, acum noi râdem banii ăștia, noi luăm câteva zile acum. În 2005, 800, 2,1 miliarde, în 2020 erau 7,5 miliarde. Am crescut până în anul 2022, apoi am scăzut la 9,8-10 miliarde și observați, anul trecut erau 11,2 miliarde, acum deja datoria față de bănci este 13,9 miliarde. Deci noi am luat, anul acesta vreo 14 miliarde, tot cam atât întoarcem înapoi. Nu tot atât, dar ceva mai puțin. Și datoria la sfârșitul anului va fi, cred că ne vom apropia de 15 miliarde lei, deja avem cu 2,7 miliarde de lei mai mult a crescut datoria noastră decât la începutul anului. Dar și dumneavoastră, după cum intuiți, nu poți compara leu din anul 2024 depreciat cu leu din anul 90 sau 2010 sau 2001. Deci este un alt indicator care este datoria cetățenilor raportat la produsul intern brut. Observați, în 2000, practic, cetățenii noștri nu luau împrumuturi. Țineți minte ce vremuri erau. Era 0,4%. Apoi am crescut la 2,5%.
am coborât la 2,1, recordul absolut istoric de când suntem noi a fost în 2021, în trimestrul 3, am ajuns la 4,4% din PIB, rata de îndatorare. Apoi am scăzut în 2023 până la 3,5%, asta este foarte mult, iar în trimestrul 3 am ajuns înapoi, am recuperat, deci putem spune în felul următor, dacă la economie, agricultură, industrie, noi încă nu ne-am recuperat, la cel puțin la creditele de consum, în trimestrul 3 am ajuns maxima istorică din trimestrul 3 2021, deci ne-a luat o an de zile ca să recuperăm și trimestrul 4 cu certitudine al terminăm cel puțin la 4,5% din produsul intern brut. Deci recordul absolut istoric din datorarea populației raportată la produsul intern brut va fi atins în trimestrul 4. E mult asta sau puțin? Haideți să vorbim așa, noi avem trei tipuri de împrumuturi, populația are împrumuturi ipotecare, care mai mult sau mai puțin sunt egale cu acestea de consum, o leacă mai mare, împrumuturi de consum și împrumuturile pentru afaceri care sunt ignorabile, dar sunt toate împreună, noi avem undeva la ziua de astăzi o rată de îndatorare de vreo 13-14% din produsul intern brut, la o medie europeană de 56% și o medie regională de 20%, deci noi practic creditele de consum suntem mai jos decât media regională și suntem ce obțin de vreo 3-4 ori mai jos decât media europeană, așa că noi aici doar încă avem de crescut, de crescut și de crescut. Ce fel de credit iau oameni? Pe ce perioadă? Deci eu le-am împărțit în 4 categorii. Până la un an de zile, vedeți, 3%. Practic, credite de astea rapide oamenii nu iau. De la 1 până la 2 ani, 7%. Și 87%, asta în acest an, 87% din împrumuturi sunt la 2 până la 5 ani. Deci oamenii cumpără obiecte de casă de valoare mare și sunt împrumută de regulă la 2 până la 5 ani. Aici și băncile și cetățeanul sunt confortabil. Peste 5 ani de zile, practic, lipsesc astfel de împrumuturi. Deci asta în acest an. Am luat dinamica din 2020, dacă observați, am scos creditele pe termen la 2 la 5 ani, acestea sunt creditele de bază și dacă observați, celelalte forme de credite ca pondere scadă. Da? Dacă ne uităm atent, până la o an de zile, practic s-a redus de ori, dacă înainte era 6,6%, acum mai 3%, practic oamenii credite pe termen scurt nu prea iau. Creditele de la 1 la 2 ani, plus mina s-a rămas, a fost 10,6,7% și creditele mai mari de 5 ani tot nu prea este. Deci ce înseamnă credit mai mari de 5 ani? De fapt, omul cumpăra un obiect scump în casă, însă din cauza că veniturile lui, vă aduceți aminte, însemna cam 13 salarii lunare, el a luat pe perioadă mai lungă ca să poată cumva să-l achite. Acum el ia același obiect, salariul lui a crescut, el își poate permite cu mult mai ușor să întoarci pe acest credit și nu mai are sens să iei 5 ani, el iei pe un termen de la 2 până la 5 ani. În concluzie, cel puțin din capitolul împrumuturile sau creditele de consum, pot să constat că cetățenul nostru își revine de a utiliza creditele de consum ca un mecanism de finanțare necesităților lui casnice. Dacă ne-am coborât la 10% toate cheltuielile acoperite prin împrumuturi, acum am ajuns la 15%, deci o creștere considerabilă, dar mai avem încă până la aproape 20% care a fost în 2021, deci de aceea potențialul de creștere rămâne. Raportat la produsul intern brut, creditele de consum în acest an vom avea cea mai mare pondere, deci vom termina anul cu cel puțin 4,5% și grosul creditelor sunt acelele la 2-5 ani, exact în zona aceasta de confort, când cetățeanul nostru ia un împrumut ca să-și rezolve problemele casnice și îl încearcă să-l întoarcă în această perioadă de 2-5 ani de zile, deci o medie de 3 ani de zile, 3 ani jumătate, este exact perioada confortabilă prin care și rata dobânzii și plățile cu dobânda nu este atât de mare, dar și bugetul familiei nu sunt o presiune enormă. Scurt pe 2, creditele de consum datorită dobânzilor reduse, datorită faptului că obiectele pe care noi le cumpărăm raportat pentru locuință, raportat la salariul nostru, oricum s-au ieftinit, noi avem o
reîntoarcere la creditele de consum pentru satisfacerea necesităților de procurare a bunurilor de lungă durată pentru familie. Aceasta a fost ceea ce am văzut spun pe astăzi. Sper că a fost util. Cei care doresc să se împrumute, uitați-vă atent la dobândă, uitați-vă atent la dobândă efectivă și cel mai important, care o spun la toți și oamenii aceasta ignoră, uitați-vă ce se întâmplă, care sunt plățile, amenzele și penalitățile plătite în condițiile dacă Doamne ferește, se întâmplă că nu puteți întoarce creditul la timp. Deci gestionați-vă atent banii familiei și în felul acesta veți reuși să vă cumpărați tot ce aveți nevoie, fără a pune în pericol situația financiară a familiei noastre. Vă mulțumesc și până data viitoare!